Salut și bine ați revenit la un episod din City Skylines. Să continuăm cu orașul nostru. Rămăsesem undeva în zona asta, abia trecusem de undeva la 7000 și ajunsesem la zonele astea high aici pentru rezidențial, comercial și pentru office-uri. În prima dată să dăm mai repede înainte. Traficul începe de ce să fie mai aglomerat. Aici se merge bară la bară pe bucata asta. Aici aici o mamă, și aici e și stație, zona asta stație. O să trebuie, aici e problemă. Hoție nu s-a rezolvat. Bun, o să trebuiască să facem ceva cu intrarea asta în oraș, că este cam prea aglomerată. Tragem strada asta, așa drept. Este dreaptă? Nu prea e dreaptă, e mai strâmbă, dar merge cât de cât. Să ducem aici niște străduțe, să vedem cum putem să le facem să fie mai să fie perpendiculare pe strada. Da, e cât de cât ok. Și să mai construim niște zone de-astea mai mari aici. Da, metro deocamdată nu și bus station încă nu construim, că nu e orașul foarte, foarte mare. Niște de-astea, zone comerciale, de-astea trebuie să mai construim prin zona asta. Și te cresc foarte repede, e bine, înseamnă că cât mai costă pământul? 18. Nu costă foarte mult, dar e ok. Orașul nici nu e foarte mare, la 8000 de locuitori nu este imens, dar e cât de cât ok, se vede foarte bine noaptea. Aici ce sunt clădirile cele noi mari, în rest nu prea sunt clădiri mari, aici sunt fabricile, aici avem problemă, deci trebuie să desplantăm aici o stație de asta de poliție ca să fie ok, să fie în siguranță. Aici, uite, chiar dacă are baza asta, aici tot sunt în pericol astea. Uite, punem una aici să fie mai ok. Poliția e ok, aici nu trebuie salvare. La liceu e ok. Aici la elementary e bine. Taxiul am făcut. Ce vreau să văd, cimitirul, la ce nu prea a murit multă lume, e bine. Spitalul pune deocamdată, e ok. Clinica asta, sunt foarte puțini oameni bolnavi. Bun, pe aici deocamdată nimic, ca să mai scumpe. Mai plantăm așa ceva mai special pe aici. Uite, se plantă pentru copii castel de asta și o turată de asta aici. Că uite că e loc liber și se joacă copii, papac. Dar nu acum, uite, de fapt merge și acum. Unde erai, uite. Așa, bun. Ia să mai extindem noi zona asta aici, să mai facem niște căsuțe, să mai vină lumea, se mute în oraș, să vedem cum merge. Aici să putem să facem blocuri, de fapt. Blocuri ceva nu am făcut până acum, decât magazine și cam atât. Uite, chiar trebuie. Nu trebuie să cresc foarte repede blocurile. Deci prelungim și începem o nouă noi străzi. Aici vin noi locuitori. Ok, perfect. Așa, deci de aici încolo o să cam fie orașul, o să se mărească. Dacă am face și pe partea asta clădiri înalte și chestii, ar fi aici ca o găleată. Aici au în centru, ar fi căsuțele mai micute și toate cele și după aici ar trebui să vină cele mari. Dar nu, eu cred că în partea asta o să se extindă cele mari și fă fel de magazine și chestii și în partea asta o să rămână zona industrială, adică nu mai trebuie locuitori, muncitori. De aici mai trebuie oameni educați, dar învățământul face. Ar trebui să punem universitate dacă sunt oameni. Universitate 75. Ne o să ne cam ia din bani, dar merge, trebuie să fie oameni educați în oraș. Ok. Sperăm să nu mai avem probleme. Gunoiul pusesem aici. E ok acum. Mai tragem aici seava de apă până în capăt. Bun. Niște magazine, ceva să-i mai facem la oameni, că sunt. Oamenii le place foarte mult să meargă la cumpărături. Deci avem ceva de abandonat. Abandonat nu mai avem aici, nu? Ok, foarte bine. Încă n-am ajuns la transportul la barcă, nu? A, nici la tren n-am ajuns. Mai încolo. Acum. Nu? 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 De acum, congratulations, nu? Mi-a dat bani. E bine.
Cine a deblocat? Nici m-am uitat. Nu aici, aici. Ne-a dat trenul, ne-a mai... Așa, așa, așa. Ne-a dat ceva. Nici pe acolo. Niște chestii, ne-a dat trenul, dar... Cale ferată nu avem, o mai încolo. Aici ce ne-a dat? Stadion să facem de astea, dar deocamdată nu, că sunt... Uite, să puteți să... Vă să pun asta, ce este, aha. Trebuie să merg undeva pe aici, prin zona asta. Te-o pun așa ca să nu fie probleme cu... Nu trebuie apă imediat. Să nu fie probleme la construcție, ca să fie, să iasă totul ok așa la linie. Bine, nici chiar la linie să iasă totul, că n-am putem să iasă brașul chiar așa perfect. De aici să prelungim. Și de undeva de aici așa să vină... Uite că vine destul de ok. Ok. Bun. Aici ce este? A, e groapa de gunoi și generatorul ăla, sau nu, ce asta? E, da, e pentru gunoaie, le generează. Aici pompierii sunt? Sunt. O, nouă sunt ca pompierii, trebuie să ne asigurăm mai bine. Aici e o stație, ar trebui să ajungă relativ repede. Dar rămâne doar la... În practică, au ajuns și... S-a salvat, ok. Foarte bine. Merg foarte bine pompierii în oraș. Toate celelalte servicii. Nu s-a plăzime până acum. De nimic. Aici la învățământ, dar învățământul crește puțin mai greu. Față de restul. Uite că deja s-a umplut aici zona asta rezidențială cu blocul și toate cele. Ia să o mai prelungim, mai facem încă un rând. Ia uite-mă, băi, s-a tras la sol. Ia să încercăm cu primele două spații să vedem cum ne descurcăm. Dacă vin oameni, dacă nu, o mai lăsăm puțin. Ne crește destul de repede. Și suntem și pe repede înainte. Ia să mai facem niște o zone de-astea pentru office. Că lumea se deșteaptă și te ducă la birou, că nu poți să stai acasă. Nu ne plac șomerii. Aici. La început vreau să fie tot așa zonele, să fie aici gen, să fie numai zone rezidențiale, aici numai zone comerciale și numai office-uri, dar nu prea se poate. La un moment dat, când devine orașul prea mare, nu o să mai pot să mai respect lucrul ăsta. Și la fiecare oraș care l-am făcut, țin minte că la început ziceam, băi, vreau acum să fie totul liniat frumos la mine, dar până la urmă nu o să mai iasă. Și toată chestia asta a mea cu să iasă totul frumos, să fie toate așa, la un moment dat nu mai rămâne. Deja cea nu se prea se mai menține, dar cât de cât încerc să mai trag de chestia asta, să fie oraș organizat, să nu se... Mai trebuie să mă mamă, trebuie să ajung la muncitori. Bine, dar mie îmi plac foarte mult străzile astea cu iarbă, sunt chiar tari. Aduc așa o... Nu știu, o tentă mai naturală. Cu copaș chiar n-am pus, ia să punem aici. Da, sunt mai ok, dar nu știu, parcă ar trebui să fie pentru o sata asta mai lungă, care să facă conexiunea asta, merge mai mult pentru oraș, dar pe aia o lăsăm acolo, ok. Așa, bun. Au apă, la curent stăm super bine. Aici avem o problemă, o clădire care trebuie demolată. Deja au început iar să părăsească... Clădirile astea, fabricile, că nu mai... Mamă, ce trebuie să-mi facem o... aici zona nu e zona liberă. Aici avem asta. M-ar tenta să fac ceva în partea asta. Dar cred că ar trebui să arate cam așa. Aici nu punem de asta. O prelungim puțin pe asta până aici. Și din asta... Să vină de aici. Așa, drept. Undeva până aici. Și de aici construim străzi în șoseaua asta. Eu uite pasă mereu. Deci trebuie să existe una care să fie strâmbă. Mereu, mereu trebuie să fie una strâmbă între ele. Asta e, merge. Și de aici ar trebui să tragem... Dar tragem una de asta mai mare. Uite așa, de aici din... Din capăt, merge? Pare până în capăt ăsta? Nu, nu merge. Se duce în... Hai că merge undeva de aici. Și o... Să fie dreapt, dreapt mă interesează. Ok, perfect.
Și de aici, ca să facem și conexiune, să nu se facă nici foarte mult trafic pe autostradă și să meargă bine, să vină directivurile aici, să nu se mai facă aglomerație foarte mari în zona asta, că nu, e un nasol. Deși strada e făcută special pentru, mamă, să mai facem zone rezidențiale, să vină lumea la muncă aici, că nu... Ofisul s-a făcut, ofisurile s-au făcut. No, ok, ce zonă, tot în partea asta trebuie să tragem. Ceea ce ne că cei care locuiesc aici trebuie să străbată orașul. Nu e orașul foarte mare, dar la un moment dat o să fie o problemă. Dar vedem pe atunci cum o să mai decurgă lucrurile. Orașul, uite că a evoluat destul de bine. Aș da 10.000 și am început parcă cu 8.000 episodul ăsta. Ok. Așa, construim, mai punem aici electricitate. Păi, ce s-a întâmplat? O, să vezi că nu mai au fabricile astea, nu mai au cum. Ar trebui să aloc mai mulți bani, mai mult din buget pe electricitate. Da, aici nu putem să facem hidrocentrală. Până nu și-a revenit, dar până ajung... Acum e mai ok pentru tiruri că ajung mult mai repede pe partea asta, pe aici. Ce e o chestie care mă uimește la jocul ăsta? Că uite, toate mașinile folosesc o singură bandă, deci sunt 3 benzi, dar degeaba. De ca și cum ar merge toate pe o bandă, ar merge ca pe o stradă ca asta. Așa că... Aici trebuie la oameni apă. Ok. Perfect. Perfect. Puh, ce să mai face? Ce să mai face? Mai să vedem chestii de astea mai interesante. Un păr aia, părculețe îl mai punem. Da, aici suntem aproape de apă cât de cât. Suntem extinse aici, așa mai aproape, dar să vedem ce. Poate puțin mai încolo. Ceva mai extravagant în oraș. Turnul ăsta e 125.000, dar mă cam trage la o fântână cam scumpă, cam scumpă. Consumau acum banii pe chestiile astea. La Aster, nu, deocamdată. Wow, aici, la educație. Aici că au venit 1200 și încă mai trebuie o școală. O facem aici. La liceu. La liceu e deocamdată ok. Facultatea are destule locuri. La poliție stăm ok. Pompieri, ar trebui să mai facem o stație de asta mare aici. Să se asigure mai bine. Am început să... Uite, să... Spitalul cât e? 65.000. Cam scump, cam scump. Hai să mai punem o clinică. Ca să mai fim ok cu banii. Aici la cimitir, ok. Ce aș vrea să construiesc niște poduri de alea așa deasupra... dar undeva pe unde se trece mai greu dintr-o parte în alta. Aici nu avem loc. Uite, pe aici. Sau... Nu știu. Gen oamenii care vor să vină de aici, aici, nu prea au cum să treacă. Apropo, după ce facem asta, să facem și un... Așa că ar trebui de aici să facem... Nu. De aici nu merge, trebuie să facem de aici. Și ar trebui să o înălțăm. Ok, până în partea asta. Trebuie să ducem o casă, nu. Acea îl tragem, o facem, nu, o tragem, o facem mai încolo. Nu putem să o, nu, să sacrificăm acum case pentru... Ok. Perfect. Și acum lumea poate să treacă dintr-o parte în alta dacă are nevoie. Dar pe aici, pe... Asta e autostradă încă nu este făcută ca și stradă de asta, de oraș. New Land, de pe asta de aici. Ca să putem să ne extindem și în zona asta. Să vedem, o să mai facem aici așa. Să construim, nu știu, să reunim pe astea. Și am putea să mai construim aici office, și aici iar clădiri. Probleme cu gunoiul iar. Păi e groapa de gunoi ar trebui să fie scoasă din oraș.
puteam, parcă nu, că altă nu pot. Aici încă e prea aproape de oraș. Aici e prea. Și m-aș gândi să fac pe aici, să treacă un pod, care să ajungă undeva aici. Și o să mă coste ceva bani, dar mă risc așa să ducă, așa să arate și să se ridice. O să face de asta. Ok. Dar mai bine aștept ziua, mai bine să facă ziua și după aia. Acum să vedem la autobuz. Mai facem niște linii de autobuz, că ăsta e. Deja n-am mai făcut o linie de ceva timp și a evoluat orașul și nu mai e o linie de autobuz, vreau să mai facă față. O trecem pe aici, deja aș face foarte bine treaba pe acolo. O ducem pe unde nu merge cealaltă. Eu cu linie de autobuz nu prea am, adică să fac o artă din ele. Cred că se poate face și din linie de autobuz o artă să le să iasă frumos aranjate fiecare pe undeva. Eu doar încerc să fac. Ok, și intrăm aici. Suntem. Și să facem linia asta ce culoare? Facem autobuzele roșii. Fă autobuzul roșu. Să treacă autobuzul roșu pe aici. Pompierii. Eu pompierii, groapa de gunoi. Nu ajunge. Nu ajung mașinile, deși sunt aici. Ar trebui să ajungă. Ok, perfect. În sfârșit s-a făcut zi și acum putem să începem podul. Ar trebui să vină pe aici, să treacă peste, să vină aici. Relativ ușor. N-ar trebui să ne complic cu multe chestii. Așa din lateral. O, aici trebuie. Ah, aici mai complicat, ar trebui dus. Ar trebui dus puțin mai așa. Vrea cumva, dar cred că îl dau puțin jos și aici e puțin ridicat. Să văd cum vine. Să mai ridic. Nu știu exact cum ar. Ah, nu prea vine bine. Cred că îl demolez de tot. Și ca să-l fac să treacă. Treacă așa ca lumea pe acolo și nu, fă-mi direct așa. Așa, dar nu așa ce se așa. E, cât de cât acolo. Asta vreau. Bun, e perfect așa. Și să vină undeva, să vină drept până aici și de aici să coboare așa, nu? E perfect, nu e nici foarte înalt și vine foarte bine. Ok, deci cam atât a fost episodul de astăzi. Nu uitați like, subscribe dacă v-a plăcut acest episod și ne vedem la viitorul următor. Pa, pa!